V-ați simțit cumva vreodată blocați într-un anumit punct și era ceva gen, oare cum pot să duc eu la biologul ăsta? Stați liniștiți, uite că aici apare băiatul. Deci fii antenă mai întâi. Primul lucru pe care o să-l faceți este să vă urcați pe cal. Mulți o să zică că eu am un mamut, cei cu studii superioare, în principiu. Ajungem la biolog și ne dăm jos de pe cal, în cazul meu, de pe mamut. Nu doar că studiez fiecare creatură din acest regat, dar iau notițe și despre diferite vrăji. La vrăjeală ce zici? Vreau să aflu mai multe detalii despre secta secretă Nivalea Seyun Sengri. Cred că dețin informații despre vechile magii. Sunt interesat de cartea blestemelor pe care au scris-o. Te rog, adu-mi cărțile și ai grijă să fie intacte. Unele dintre ele sunt așa de vechi încât se pot deteriora. Am nevoie în total de 15 cărți de blesteme. Adu-mi câte una pe rând. Și acum tot ce trebuie să faceți este să vă urcați pe cal. Mergem la gagica asta de aici, către bazar. Și bine v-am găsit în piața Ovidius. Și o să ne luăm niște blesteme de aici. Puteam să mă duc și până la mamaie să-mi iau câteva blesteme, dar... Mulțumesc, mulțumesc. Știu că a fost bună glumă. Mergem aici la mami. Mergem în sat. Și acum, dacă observați, ne-a dat iarăși în sat. Ce trebuie să faceți iar? Vă urcați pe cal și mergeți în față. La prima intersecție faceți la dreapta și vă duceți pe pod. Aveți grijă să nu scăpați niște cuvinte urâte pe pod. Ați ajuns la biolog, vă dați jos de pe cal. Oh, ai găsit cartea. Oh, această carte este de calitate. Voi începe imediat cercetările mele, însă mai am nevoie de încă 14. Următoarea carte o pot studia abia mâine. Și uite așa, băieți, duceți la biolog în fiecare zi. Cu dacă nu vă supărați, eu o să mă duc să fac lucruri de... Ne auzim.